Prefectului Republicii Moldova din 8 februarie 2010, anual la 23 aprilie, odată cu Ziua Mondială a Cărții, este sărbătorită și Ziua Profesională a Bibliotecarilor. Îmi permiteți să vin și cu un omagiu mai poetic pentru colegii mei bibliotecari. Voi candele aprindeți omenirii, pe căi ce abia se văd din labirinturi, și picurați nectar pe paginile firii, de viacuri pe poieți rândiindu-i. În această frumoasă zi de primăvară, când cereșii își desfac petalele în ritm de vals, când natura este în cele mai frumoase straie de sărbătoare, vin către dumneavoastră, dragi colegi, cu cele mai frumoase urări de sănătate, prosperitate, bucurii și realizări frumoase pentru toți acei ce au ales să fie promotorii culturii și ai frumosului, a inteligenței și a adevărului, căci cine dacă nu bibliotecarii deschid ușa spre labirintul cunoașterii. O singură zi în an în care primiți o mică parte din recunoștința meritată. În dar vă aducem un scurt recital cu cuvinte clar de spuse din tot sufletul, care sperăm că vor aduce o rază de bucurie în sufletele dumneavoastră. Pentru propria-ți viață, unde ai judecătorii nedurații ochi de gheață, atunci ți se pare că în cap îți cade cerul. Unde de găsi cuvântul ce exprimă adevărul? Critici voi cu flori de șarte, care roade n-ați adus. E ușor a scrie versuri când nimic nu ai de spus. Din străbunei cu limba noastră ne-am crescut și crește în demn. Cum crește pomul din țărână, să uităm frumos și în demn. Și noi cu ea, cu limba noastră, nemuritori vom fi oricând, nemuritori cum e pământ, cu soarele mereu atent. Cea mai deschisă și cea mai frumoasă instituție prin care dumneavoastră, din plinătatea sufletului, împărțiți fiecare acele flori de lumină. Bibliotecari care de fiecare zi vă jertfiți pe altarul cărții. Aș vrea, chiar de la început, să spun că ne leagă într-adevăr o prietenie foarte îndelungată în ceea ce facem. Și mă bucur foarte mult că anume ceea ce facem, nu numai prin vorbe. Și de câțiva ani acum împreună cu dumnealor, am dat curs activității din Cenacul. Ce aș putea ca să spun eu? Astăzi aș vrea să vorbesc, în primul rând, despre ceea ce ne propun scumpile noastre bibliotecare. Ce vreau să vă zic despre această carte? Cât de mult o s-ar publica și cât de mult o s-ar scrie? Depinde ce limbaj și mai depinde foarte mult cine duce cartea. Deci dumnealui, în primul rând, este un promotor al destinelor. A reușit să se întâlnească cu atâția oameni în viața sa? Astăzi, noi suntem și de fericire de a avea mai multe serii de lecture. Vreau să vă spun că copiii noștri sunt foarte bogați, deoarece, în afară de seriile de lecture de la instituțiile lor, mai au posibilitatea să beneficieze și de seriile de lecture ale bibliotecii regionale. Dintotdeauna am găsit în carte un prieten. Am avut plăcerea de a deveni cititorul bibliotecii din Strășeni, chiar de atunci de când am venit cu traiul la Strășeni, mai mulți ani în urmă. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru deosebită onoare de a mă afla astăzi alături de voi și vreau să vă felicit cu această zi deosebită. Vreau să spun că bibliotecarul este acel îndrumător în viață, acel ghid cu care se începe fiecare om și începe carieră și începe viața. Este un om care ne îndrumează și ne învață lucruri care apoi
urmează a fi clădite și a fi trăite de fiecare. Vă felicit și vă doresc ca dumneavoastră să ne prezentați lumea pe care o vedeți, să ne arătați ceea ce credeți că este mai bun și să ne demonstrați că cartea este cel mai bun drum, cel mai bun prieten al nostru. Felicitări! Eu vin din partea autorității administrației publice locale, vin cu felicitări cu ziua de astăzi. Felicit tuturor bibliotecarilor din raion, felicit cartea care este pe rafturile bibliotecii noastre, felicit cititorii care au parte de asemenea biblioteci. Acum la cuvântul iertare. Într-adevăr, eu vreau să aduc iertare din partea autorităților publice locale, că nu în măsură atenție mare o dau față de bibliotecă din teritoriu. Știm situația care se află astăzi în bibliotecă. Biblioteca și cea publică, biblioteca și cea școlară. Știm cu, în ce edificii se află, știm ce fonduri de cărți aveți, într-adevăr. Dar de ce eu și spun, iertarea să o primiți, fiind suntem în săptămână iluminată, eu cred că iertarea să fie primită din partea autorităților. Autoritățile locale, inclusiv și a Consiliului Regional, să ne punem străduință, într-adevăr, să ajutăm în tot posibilul ca biblioteca să fie acea căsuță înțelepciunii, biblioteca să fie acea căsuță unde se atragă lumea ca să găsească acea liniște sufletească pe care noi ne dorim fiecare. Când de obicei, când ne facem mesajul unul față de altul, îi dorim liniște, îi dorim succes, îi dorim totul ce își dorește în viață. Acolo, în bibliotecă, este totul. Eu spun că zi de zi, când trece viața, orice zi este ca o filă de carte pe care fiecare și-o are, care mai groasă, care mai subțire, dar ea este anume e carte. Acolo este scris. Cu ziua de azi, eu aduc sincer mulțumiri și vă aduc sincer felicitări. Să fiți, stimați noștri bibliotecari, sănătoși, într-adevăr, să aveți acei cititori fideli, că aceștia sunt prietenii dumneavoastră și ei să fie din an în an cât mai mulți. Vă doresc sănătate și fericire în familie dumneavoastră. O altă diplomă vreau să decernez doamnei Lidia Hachi, șefa bibliotecii din satul din orașelul Bucovăț, pentru promovarea cărții și lecturii a valorilor culturale naționale și cu prilejul jubileului de 35 de ani. O altă diplomă o am pentru doamna Maria Frițcu, șefa bibliotecii publice din satul Drăgușeni. Pentru promovarea cărții a valorilor culturale și cu prilejul unui frumos jubileu. Pentru a primi o diplomă bine meritată pe doamna Dora Caitaz de la Serviciul Bibliografic al Bibliotecii Publice Raionale Mihail Sadoveanu. Vă felicit cu această frumoasă sărbătoare a noastră. Trăiască cartea, fiindcă cartea este hrana noastră, este steaua noastră, după ea ne urmăm și noi să fim demni ca această suflare luată din cărți să o putem transmite celor care intră în bibliotecă și nu numai lor, dar celor care ne înconjoară. Fiindcă, într-adevăr, cartea este o memorie, cartea este o hrană sufletească pentru noi toți. Doamne,